A fost făcut un nou pas în ancheta bebelușilor găsiți morți într-un pod din Bistrița Bârgăului în luna martie. Femeia bănuită că le-ar fi mama a fost reținută de procurorii parchetului general. Se întorsese de Paște din Germania, iar noaptea trecută a fost adusă la audieri în capitală. Este acuzată de omor și omor calificat, dar neagă toate presupusele fapte. Procurorii susțin că bebelușii au fost omorâți în perioada 2012-2015, imediat după ce au fost născuți acasă. A trecut o lună și jumătate de când cadavrele a trei bebeluși au fost găsite abandonate în podul unui bloc din Bistrița Bârgăului. Încă de atunci s-au făcut audieri și s-au prelevat probe din casa unei femei considerată suspect, doar că aceasta nu a putut fi chemată pentru declarații pe motiv că locuiește acum în Germania. Anchetatorii au prelevat însă probe ADN de la copiii pe care femeia i-a lăsat în țară și le-a comparat cu cele ale bebelușilor morți. Așa s-a descoperit că au aceeași mamă. Proba testului ADN, coroborată cu alte mărturii, a condus la conturarea presupusului făptaș. Înainte de Paște, femeia a venit din Germania pentru a sta alături de rudele din Bistrița. Așa, anchetatorii au putut trece la audierea ei. Ancheta penală în cazul morții celor trei bebeluși a fost deschisă inițial la parchetul din Bistrița, dar de curând a fost preluată de procurorii de la parchetul general. Aici a fost adusă seara trecută femeia suspectată. A dat declarații timp de mai multe ore. Surse din cadrul parchetului ne spun că la aceste audieri a negat cu vehemență tot ceea ce i-au expus procurorii. Dar pentru că probele ar fi unele concrete, în jurul orei 5 dimineața s-a dispus reținerea pentru 24 de ore sub acuzația de omor. Parchetul general anunță că este acuzată de omor și alte două fapte de omor calificat. În perioada 2012-2015, inculpata Crăciun Lina Monica a suprimat viața a trei copii nou-născuți, pe care i-a născut la termen și neasistată medical, după care a ascuns cadavrele nou-născuților în podul unui bloc dintr-o localitate din județul Bistrița-Năsăud. Situația, de fapt mai sus expusă, a fost stabilită din coroborarea probelor administrate în cauză până în prezent. Surse din cadrul anchetei susțin că femeia nu recunoaște presupusele crime și nici că ar fi mama acelor copii. Deja noi vorbim aici despre un criminal în serie, pentru că avem de-a face cu tipar în privința victimei, tipar în privința modului de operare și tipar în privința locului unde a ascuns cadavrele. Mama altor trei copii, femeia se află acum închisă într-o celulă de aici, de la arestul central, și va fi dusă în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cel care trebuie să decidă dacă la acest moment, pentru suspiciunile care planează asupra femeii, se impune arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile.